aparatură. Dar avem doar 11 oameni la Constanța, care trebuie să se ocupe de un județ destul de... Da, suntem în plină reorganizare, am mai adus aproape 100 de posturi la cele existente pe Garda Națională de Mediu. Dar concret în Constanța, câte posturi sunt în cele 11 existente? Câte posturi? Vor fi probabil în funcție de cea de birourile care ne vor fi puse la dispoziție. Avem deja un birou aici, vom avea undeva la 3 echipe. Interesant. 3 echipe în plus? 3 echipe care să funcționeze cu titlul de permanență în port în momentul în care avem nevoie, pentru că avem un birou aici. Nu vorbim de cele de uscat care își fac treaba în județ. Câți oameni conține o echipă? 2 oameni. Diferă foarte mult în funcție de nevoi și de solicitările la care răspundem vis-a-vis de vamă și de domnul procuror. Constanța este unul foarte solicitant. E... Categoric. Ne puteți spune care sunt gropile de gunoi pe care le-ați descoperit până în acest moment sau care ar fi județele unde ați observat că se depozitează aceste gunoi? E relativ simplu. Sunt județele care au infrastructură rutieră bună, pentru că important pentru cel care generează sau importă astfel de deșeuri este să le transporte foarte rapid și să scape de ele, nu să rămână blocat pe un drum de țară. Norocul nostru este că nu avem prea multe astfel de drumuri și nu trebuie să căutăm prea mult. Cât am putea avea acele scanere de care avem atât de mare nevoie? Acum ne uităm mai adânc cum putem găsi cele mai bune soluții tehnice, despre asta e vorba. E un proiect de 20 de milioane care există acum la nivelul Ministerului și el va urma procedura normală pentru achiziție. Nu depinde de mine. Aproximativ, cât estimați? Nu, da, nu pot eu estima. Aș face niște estimări care sunt dincolo de... Teoretic. Nu vă pot spune, pentru că nu ține de mine. Achizițiile publice nu țin de mine. Nu, 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 nu